Bună, Ethan! Nu-i așa că avem zile frumoase de vară? Ai vrea să mergem să pregătim niște smoothie-uri, să ne răcorim și să învățăm culorile? Minunat! Atunci să mergem! Avem atâtea fructe delicioase din care să alegem! Haide prima dată să facem un smoothie roșu! Poți găsi căpșunile roșii? Foarte bine, Ethan! Ai găsit căpșunile roșii! E delicios, Ethan? Yuhu! Foarte bine, micuțule Ethan! Ai vrea să preparăm niște smoothie-uri? Poți să găsești bananele galbene? Asta e minunat! Foarte bine, micuțule Ethan! Acest smoothie galben arată delicios! Vrei să mai facem unul, Ethan? Foarte bine! Aici avem morcovi portocalii! Ia uite! Morcovii portocalii sunt la fel de delicioși! Vrei să facem și un ultim smoothie, micuțule Ethan? Poți găsi merele verzi? Ai grijă, micuțule Ethan? Oh, nu, micuțule Ethan! Asta n-a fost drăguț! Merele verzi au un gust foarte bun, micuțule Ethan. Ar trebui să repetăm culorile. Roșu, portocaliu, galben, verde. Pa, Ethan și micuțule Ethan. Ne vedem data viitoare. Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ai vrea ca astăzi să mâncăm prăjiturele și să învățăm culorile împreună? Minunat! E timpul pentru o gustare! Mergem să coacem prăjiturelele? Ce culoare vrei să alegi? Roz! Ce culoare coci, Ethan? Culoarea galben? Wow! Ce culoare se coace? Albastru! Yuhu! Ce culoare se coace? Verde! Ce culoare se coace? Mov! Care este următoarea culoare? Portocaliu! Yuhu! Hmm?
Ethan, ce e atât de distractiv? Minunat, Ethan! Ai învățat atât de multe culori! Ai vrea să recapitulăm? Roz, galben, albastru, verde, mov, portocaliu. Ne vedem data viitoare, prieteni! Salut, băieți! Vă distrați astăzi? Ai dreptate, Ethan! Lacul este înghețat! Bineînțeles! Este timpul să ne jucăm hockey și să învățăm culorile! Atenție, băieți! Este cam alunecos! Ok, ce avem până acum? Minunat! Căști roșii pentru protecție. Ce urmează? Bețe roșii și pucuri colorate. Suntem gata să jucăm! Hai să începem la poarta roșie. Micuțule Ethan, care dintre aceste pucuri are aceeași culoare precum poarta? Gol! Minunat, micuțule Ethan! Urmează poarta albastră. Aceeași întrebare, Ethan. Care este culoarea care se potrivește? Minunat, Ethan! Ultima, dar nu cea din urmă, este poarta verde. Minunat, micuțule Ethan! Mai sunt o grămadă de pucuri, băieți! Hai să înscriem niște goluri! Wow, voi chiar sunteți niște jucători foarte buni de hockey! Să vă distrați, la revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Salut, băieți! Se pare că vă distrați astăzi! Oh, nu! Cred că e timpul să intrăm înăuntru! A început să plouă bine! Deci vă distrați foarte bine ca să vă opriți acum? Asta pot să observ! Ce este, Ethan? Sănătate! Se pare că ai prins o mică răceală! Măcar s-a oprit ploaia! Micuțule Ethan, poți să aduci fularul roșu din casă? Nu te îngrijora, Ethan! Te facem imediat bine! Asta este perfect, micuțule Ethan! Ethan, pune-ți fularul să nu răcești! Acum arată mult mai bine! Dar câteodată e bine să și bei ceva cald, mai ales dacă ai probleme cu gâtul! Un ceai verde este foarte sănătos! Micuțule Ethan, ne poți ajuta din nou?
Deci nu știi de ce ceai avem nevoie? Avem nevoie de ceaiul verde. Știi altceva care este verde? Hai dreptate, micuțule Ethan. Iarba este la fel, verde. Și ce mai are aceeași culoare? Minunat! Hai să umplem cana și să-i o ducem lui Ethan. Încet să nu se verse. Nu vrem să vărsăm ceai fierbinte peste tot. Oh, Ethan, tot nu te simți bine? Te dor roțile și încă ți-e frig? Cred că ai făcut febră. Micuțule Ethan, poate ar trebui să-i ducem niște medicamente. Avem pastile galbene. Vrei să-i le aduci? Oh, nu știi cum arată culoarea galben? Hai să vedem dacă găsim ceva galben ca să te putem ajuta. Ai dreptate, micuțule Ethan. Soarele este galben. Așadar, trebuie să aduci pastilele care au aceeași culoare ca soarele. Săracul Ethan, te vei face în curând bine. Așa, în câteva momente te vei simți mult mai bine. Mulțumesc că l-ai ajutat pe prietenul tău, micuțule Ethan. Dar ar mai fi un singur lucru pe care l-am putea face ca să te simți mai bine atunci când ți-e frig. Știe cineva despre ce este vorba? O îmbrățișare de la un bun prieten. Asta este atât de drăguț, băieți! Acum aveți grijă de voi și stați departe de ploaie, ok? Ne vedem în curând! Salut, băieți! E vremea pentru un fotbal, nu-i așa? Cred că astăzi vom învăța care sunt cele mai importante reguli de prietenie. În primul rând, nu râdem atunci când un prieten se rănește sau ratează ceva. Sună corect, nu-i așa? Putem face ceva în loc să râdem de el? Asta e mai bine! Foarte bine, Ethan! Acum, hai să rezumăm meciul! Minunată lovitură, Ethan! Micuțule Ethan, cred că este timpul să-ți amintesc a doua regulă a prieteniei. Nu este ușor să pierzi și nu este plăcut. În schimb, încearcă să apreciezi ce a făcut prietenul tău și să-ți iei revanșa, în loc să te cerți. Bună mișcare, micuțule Ethan! Întotdeauna este drăguț să spui îmi pare rău. Oh, asta este atât de drăguț din partea ta, Ethan. O îmbrățișare este întotdeauna un mod de a-ți arăta că îți placi prietenii. Yuhu! Hai să recapitulăm cele mai importante 3 reguli ale prieteniei. În primul rând, nu trebuie să râdem atunci când cineva se rănește sau ratează. În al doilea rând, nu trebuie să fim răi cu cineva care câștigă împotriva noastră. Nu trebuie să fim un pierzător rău. Trebuie să felicităm învingătorul. Și a treia regulă, printr-o îmbrățișare poți arăta întotdeauna cuiva că îți pasă și că-ți place. Asta e minunat, băieți! Acum ați învățat cum să fiți niște buni prieteni. Atunci, hai să vedem cine câștigă meciul! La revedere tuturor! Ne vedem în curând! Bună, Ethan! Bună, Frank! Ce faceți? Ați vrea să aruncăm astăzi baloanele cu apă și să învățăm culorile? Minunat! Să ne jucăm! Alege un balon cu apă din piscină și aruncă-l către Frank, Ethan. Frank, încearcă să te ferești! Ce culoare ai de gând să arunci, Ethan?
Roșu. Încearcă din nou, Ethan. Wow! Culoarea albastru. Asta a fost distractiv. Acum e rândul tău, Frank. Alege o culoare, Frank. Galben. Bună aruncare. Alege alta, Frank. Verde. Ți-ai atins ținta, Frank. Da, a fost distractiv. E rândul tău, Ethan. Mov. Iuhu. Minunat. Aruncă altul, Ethan. Portocaliu. Acum ești ud din cap până în picioare, Frank. Să învățăm culorile și să ne jucăm cu baloanele cu apă a fost super distractiv. Ați vrea să recapitulăm? Roșu, albastru, galben, verde, mov, portocaliu. Ne-am distrat super astăzi. Ne vedem data viitoare, prieteni. Bună, Ethan! Bună, micuțule Ethan! Ce faceți astăzi? Ethan, vrei să te joci cu minunuțele, cu micuțul Ethan? Minunat! Să începem atunci! Minunată treabă! Este rândul tău, micuțule Ethan. Bravo, micuțule Ethan. Acum e rândul tău, Ethan. Foarte drăguț, Ethan. Acum e rândul tău, micuțule Ethan. Absolut minunat. Minunat, Ethan! Oh-oh, nicio problemă, micuțule Ethan! Rândul tău, Ethan! Thank you.
minunat, oh! Ethan! Ne-am distrat super astăzi, Ethan și micuțule Ethan. Ne vedem data viitoare, prieteni! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ethan, ai vrea ca astăzi să începem o aventură? Ce s-a întâmplat, Ethan? Wow, este o hartă a Comorilor! Hai să mergem pe barcă și să ne uităm! Trebuie să urmărești acest traseu ca să găsești Comoara! Vezi acest traseu, Ethan? Să mergem, Ethan! Ce acolo, Ethan? Vezi ceva, Ethan? Ethan, ce ai prins? Asta este doar o steluță de mare. Poți să te joci cu cârligul mai adânc, Ethan? Wow, este un cufăr al Comorilor! Bravo, Ethan! Yuhu! Ești gata să deschizi cufărul, Ethan? Wow, wow, minunat, Ethan! Sunt foarte mulți papagali colorați! Yuhu! Ne-am distrat super! Ne vedem pentru încă o aventură data viitoare, prietene! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ce ai de gând? Te gândești să faci o baie? Uite! Este un crab pe plajă! Hai să mergem să-l salutăm! Yuhu! Care-i treaba, micuțule crab? Oh, ți-ai pierdut scoicile! Săracul crab! Ethan, vrei să-l ajutăm să-și caute scoicile? Foarte bine, Ethan! Hai să începem să ne uităm după scoici!
ce-i acolo, Ethan? Oh, sunt două scoici frumoase, una albă și una neagră. Hai să căutăm mai multe scoici. Hai să le deschidem, Ethan. Nu te îngrijora, poți să deschizi cu cealaltă găletușă. Poate găsești alte scoici. Este o scoică albastră, Ethan. Bună treabă, Ethan. Trebuie să sapi mai mult în nisip. Această scoică este frumoasă și este roz. Foarte bine, Ethan. Uite, mai sunt niște scoici acolo lângă nuca de cocos. Ce ai de gând să faci, Ethan? Bună treabă! Acestea sunt galbenă și roșie. Yahoo! Uită-te pe cer, Ethan! Bună treabă, Yuhu! Ethan! Ne-am distrat super astăzi! Yahoo! Ne vedem în curând, prietene! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ce ai vrea să faci? Ai vrea să faci niște trucuri astăzi? Ok, să mergem! Voi băieți, credeți că puteți să găsiți pe aici prin zonă niște rampe de lansare? Minunat! Ce e acolo, Ethan? Rampa de lansare este verde! Hai să facem niște trucuri și începem cu Ethan! Foarte bine, Ethan! Ai reușit să faci primul truc! Acum e rândul micuțului Ethan! Bună, micuțule Ethan! Hai să găsim o altă rampă de lansare. Ce este asta? Rampa de lansare este portocalie. Arată-mi stilul tău, Ethan. Minunat, Ethan. Acum e rândul micuțului Ethan. Poți să o faci! Foarte cool, micuțule Ethan! Hai să găsim altă rampă de lansare de o altă culoare. Ce este acolo? Rampa de lansare este albastră. Acum e rândul tău, Ethan. Încearcă-ți trucul. Minunat, Ethan! Acum e rândul micuțului Ethan. Vrei să încerci? Să nu-ți fie frică să încerci. Îți reușește trucul pe față foarte bine. Wow, rampa de lansare este roșie.
Poți să începi chiar acum, Ethan. Yahoo! Bravo, Ethan! Ai făcut perfect! Acum, micuțul Ethan, trebuie să încerci pentru că este foarte distractiv. Minunat! Ne-ai surprins pe toți, micuțule Ethan. Amândoi ați reușit să faceți niște trucuri minunate pe rampa de lansare. De asemenea, am învățat mai multe culori astăzi. Ne-am distrat super. Ne vedem în curând, prieteni.